Să ne fie frică, poporul se ridică! 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 Liberie nu e ta, la mediu nu uita! Liberie nu e ta, la mediu nu uita! Liberie nu e ta, la mediu nu uita! Acum un mesaj polițiștilor, să nu agreseze oamenii, stea la distanță acolo. Nimeni nu forțează ușa primăriei, n-au niciun argument ca să se îmbulzească aici. Primăria nu este a lui Plahotniuc, Curtea Supremă este a lui, Curtea Constituțională este a lui Plahotniuc. Întreaga țară a ajuns să fie tratată ca pe o feudă, ca pe o moșie de-a lui Plahotniuc. Primăria nu este a lui Plahotniuc, primăria este a oamenilor. Și așa va rămâne, indiferent de toate curțile din această țară. Polițiști, căutați-vă de treabă la 2-3 metri distanță de oameni. Nu vă atingeți de oameni! Pe rețelele de socializare, nu știu dumneavoastră, dar eu am primit cred că sute, mii de mesaje pentru modul în care ieri am protestat în fața Curții Supreme de Justiție. Niciodată, nicăieri în lume nu s-a strigat în limba noastră, jos mafia, vreo 40 ceva de minute. Hai să împlinim ceasul, oameni buni. Da, trebuie. Ce zice? Da. Eu zic până la urmă. Să continuăm. La urmă. Să continuăm. Noi am inițiat această luptă pe care nu abandonăm așa cum cred ei. Jos mafia! 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 Jos mafia!
Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Mafia! Jos 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 mafia!
Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia!
Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia!
Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Vedeți acolo mai este o intrare a primăriei, sunt colegi ai noștri. Deplasați-vă către ei acolo. Vom reduce până la ora 9. Cine stau în spate? Da, mergeți acolo, unii sunt colegii noștri. Împreună cu colegii noștri, rămâneți în față acolo. Cei care deja suntem aici și care n-am lăsat primăria să arate ca o moșie a mafiei, pentru că nu tot ce suflă în țara asta e ca această mafie. Așa că eu vă mulțumesc și rămâneți aici. Iată, zona asta să rămânem pe loc. Polițiști, nu vă îmbuziți, sunteți prea puțini. Da, mă lume mai multă. E bine să nu împingeți, doamna, colega dumneavoastră. Nu împingeți din spate, nu vă stă bine. În spatele la o doamnă, chiar vă rog. Lăsați distanță, lăsați discreție între noi. Noi vă înțelegem că încă trebuie să apărați un regim criminal. Puțină răbdare și veți trece alături de noi. Sunt sigur, veți trece alături de noi. Acum, noi continuăm protestul nostru. Sigur că ar fi bine dacă funcționarii din primărie ar ieși. Dacă nu știu... Poftim? Nu. Funcționarii primăriei ar fi bine să vină alături de noi aici, pentru că au niște salarii mici, au niște condiții de muncă foarte proaste și atunci sunt ispitiți la tot felul de scheme, la tot felul de acte de corupere. Și stă placotniuci peste ei și îi șantajează și îi fac vulnerabil. Eu îi invit să vină alături de noi și vă spunem că vom protesta în continuu, pentru că primăria este a oamenilor, nu este a lui Placotniuc și nu va fi niciodată. Pușcărie e casa ta, Placotniuc, nu uita! Pușcărie e casa ta, Placotniuc, nu uita! Primăria nu e a ta, Placotniuc, nu uita! Primăria nu e a ta!
Plahotniuc, nu uita, primăria nu e a ta! Plahotniuc, nu uita, primăria nu e a ta! Plahotniuc, nu uita, primăria nu e a ta! Plahotniuc, nu uita, primăria nu e a ta! Plahotniuc, nu uita, primăria nu e a ta! Probabil cunoașteți ieri poliția, și îmi pare foarte, foarte rău să spun asta, numai că nu polițiștii ăștia care transpiră în echipamentele astea negre. Nu ei au decis. Au decis tot felul de jăzdani, tot felul de pânzari. Și rețineți cine au decis. Au decis cei care în 2009 călcau în picioare sângele copiilor noștri. Pânzari! Trebuie să facă pușcării, nu-i așa? Alții ca eu! De ce? De ce îi ține în fruntea poliției să dea ordine ilegale? Doar niște criminali pot da ordine ilegale. Vine ziua când acești polițiști, care au printre noi părinții, frații, vor veni alături de noi. Dar pentru asta trebuie să fim foarte și foarte mulți. Am spus ieri că organizăm un comitet al rezistenței și asta facem. Pe parcursul nopții am comunicat cu mai multe lume din țară și acest comitet va trebui să întrunească și oameni din Chișinău și oameni din teritoriul țării, pentru că ceea ce s-a întâmplat ieri nu vizează doar Chișinăul, nu vizează doar un mandat, nu vizează doar o demnitate publică, o funcție de demnitate publică. Vizează democrația. Ieri a fost strangulată democrația în Republica Moldova, iar asta înseamnă dictatură. Asta înseamnă dictatură, iar într-o dictatură noi nu putem să ne simțim liberi, nu putem să ne simțim ca niște oameni într-o lume civilizată. Iată de ce, prieteni, continuăm protestul nostru prin toate formele posibile. Vom ajunge și la nesupunerea civică de care au dat dovadă confrații noștri din Armenia, din Georgia, din alte părți ale lumii. Așa că urmăriți-ne. Astăzi, pe parcursul zilei, vom convoca oameni din cadrul forțelor emergente, oameni din cadrul societății civile, a mediului, de experți. Tot ce înseamnă calitate în această țară trebuie atras în acest comitet. Și să ne opunem. Să ne opunem pentru că nu se mai poate așa. Domnul Greu! Nesupunere! Dragi prieteni, de aseară suntem oficial în dictatură. Astăzi este prima zi a rezistenței noastre. Acesta este primul eveniment a rezistenței. De aici începem și o să continuăm cu activități în toată țara. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că trebuie să fim activi, să ne implicăm, să vorbim cu toți prietenii, membrii familiilor și să fim gata pentru aceste acțiuni pe care trebuie să le facem în viitorul apropiat. Dacă până ieri am avut o singură revendicare și anume validarea alegerilor, de azi avem o revendicare foarte importantă. Și anume, să scăpăm de această dictatură. Jos dictatura! 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 Astăzi ei au încercat să blocheze transportul public în câteva sectoare ale Chișinăului. Așa au vrut ei
să ne oprească să ajungem aici sau invers, să dea vina pe noi pentru aceste incomodități pe care le creează chișinăuienilor. Noi le spunem că o să fim peste tot, acolo unde nu-și imaginează ei. O să-i surprindem de acum încolo, de dimineață până seara, cu acțiunile noastre. Să se pregătească, să nu se relaxeze, pentru că ei sunt cei care ne-au declarat nouă război. Noi suntem oameni pașnici și până ultima clipă am vrut, am sperat că ei o să respecte legea. Acum să-și asume consecințele. Noi vom acționa în cadrul legii, dar vom face tot posibilul pentru a ne apăra democrația. Astăzi continuăm cu acest eveniment de blocare a intrărilor în primăria Chișinău până la orele 9. Acum o să mergem să blocăm și aici... O secundă. Eu cred că fiecare dintre dumneavoastră, că văd că sunteți cu telefoane, cu de toate, ați văzut tentativa de ieri a guvernării criminale de a pune pe umerii noștri blocarea transportului. Ați văzut analistul politic Andrei Popov i-a deconspirat și a arătat cum au vrut să mintă și mințeau deja la televizoarele lor că noi am fi blocat drumul. Uitați-vă la acest drum. Cine l-a blocat? Uitați-vă, este blocat încolo. Este blocat încolo. Cine? Cine l-a blocat? E bine, în semn de avertisment și spunem chestia asta ca să înțeleagă și publica VC și Prime și Canal 2 și toate holdingurile criminale ale lui Placotniuc și Dodon. Nu noi am blocat drumurile, dar noi suntem în stare să le blocăm în semn de protest împotriva dictaturii criminale a proxenetului penal și politic Placotniuc și a complicelui său Dodon. De azi încolo să se știe foarte și foarte clar cei care au pus bazele dictaturii în Republica Moldova sunt progeniturile politice ale lui Voronin, Placotniuc și Dodon. Aceste două canale au decis în secolul 21 să instaureze în Republica Moldova dictatura. Vă invit dumneavoastră, cei care sunteți plasați în fața primăriei, rămâneți aici. Și noi o să ne auzim de acolo. Avem o boxă, o să ne auzim din mijlocul, din această intersecție. Astăzi așa, pe parcursul zilei, vom comunica, vom veni cu mesaje pe Facebook, vom ieși într-o conferință de presă, astfel încât rezistența noastră să continue. Nu poate un proxenet să pună stăpânire pe țara asta. Este inadmisibil. Am să invit pe cei care sunt aici, o să vedeți cine sunt veterani aici. Ridicați mâna sus. Uitați-vă. Oamenii ăștia au luptat la Nistru. Uitați-vă. Uitați-vă cine sunt în stradă, canaliilor. Cei care au apărat țara asta în 92. Cu prețul vieții, cu prețul sănătății. Bravo! Când acești oameni mureau la Nistru, canalul ăsta trafica femeile. Astăzi el trafică procurori, judecători, deputați, miniștri, funcționari publici, primari. El trafică orice, el a transformat țara asta într-un bordel. Țara asta nu este bordelul lui Placotniuc, țara asta este a noastră. Să o apărăm cu toată ființa noastră. Rămâneți aici. Cine, o parte din noi ne deplasăm în mijlocul acestei intersecții. Da. Haideți să ne mișcăm. O parte din dumneavoastră, vă rog să rămâneți aici. Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Just 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 mafia!
Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia!
Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Jos mafia! Yeah.
там по периметру. По периметру. Вообще. И посмотрим, как полицейские останавливают. Я уже так не пускали, я буду ездить по встречке здесь, по две два этажа. Thank you.
numele de pe carosabil? Pe trotuar, eliberăm carosabilul, cine nu poate să vină mai aproape de pereții primăriei și să stăm câteva minute în semn de protest față de această nouă minciună a guvernării prin care ea încearcă să le spună chișinăuienilor că noi am blocat orașul. Noi când o să blocăm, o să anunțăm, o să știe toți chișinăuienii. Acum, în semn de protest față de această minciună, haide să stăm pe trotuare, nu pe carosabil, și câteva minute să stăm liniștiți pe trotuar în semn de protest împotriva acestor minciuni ale guvernării. Iar dictatorului Plahotniuc îi spune următorul lucru. El se pare că nu are răbdare să aștepte până la toamnă ca noi să-l dăm jos. El se pare că vrea ca acest lucru să se întâmple mai devreme. Și noi îi spunem că aici scopurile noastre coincid. Haideți să demonstrăm că noi suntem cei care putem face ordine în această țară și ne putem opune dictaturii. Jos dictatura! 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 Vă rugăm să veniți de pe carosabil toți pe... V-am rugat să eliberăm carosabilul, dragi prieteni! Eliberăm carosabilul și protestăm aici pe trotuare! Jos dictatura! 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 Jos dictatura!
Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos
Jos dictatura! 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 E frumoasă viața oamenilor. Da. Tare frumoasă. Dar leată de astăzi. Ziua vieții noastre. Tot timpul. Mă uit, am reușit să mă uit pe rețele de socializare și am văzut acolo foarte și foarte multă disperare. Să nu disperăm. Să nu disperăm. Și am văzut acolo foarte oameni foarte, foarte buni care deja se gândesc să plece din această țară. Am văzut acolo jurnaliști care vor să plece, am văzut acolo juriști de calitate care nu pot să treacă peste această ilegalitate. Am să rog televiziunile din această țară să facă tot posibil ca cele, nu știu, câteva ore, probabil câteva ore s-au adunat acolo de îndemn la vot,
să fie dat cât mai mult pe post. Distribuiți rețele de socializare. Asta înseamnă îndemn la democrație, asta înseamnă îndemn la libertate, asta înseamnă îndemn la implicare. Și eu vă îndemn și acum de acum încolo să ne implicăm cu tot ce putem noi. Să fim prezenți la flashmoburi, să fim prezenți la proteste, să ne susțineți de oriunde sunteți, din țară și din diasporă. Doar uniți vom putea să rezistăm împotriva acestei dictaturi. Avem de-a face cu un mic, dar mic, el se crede dictator, el chiar este dictator, el utilizează mijloacele dictatoriale, el utilizează justiția, el utilizează procuratura în scopuri personale. Dar să nu ne frie frică de el. Au fost dictatori mari. Și cu școală, și cu bani, și cu putere, și cu arme, și cu totul. Și au căzut. Au căzut Ceaușescu, au căzut Gaddafi, au căzut Milosevic, au căzut atâția și atâția. Și n-au căzut pur și simplu. Nu au fugit. Îi amintesc de Gaddafi la această canalie. Să nu o caute cu lumânarea, o să o găsească. Iar noi trebuie să rămânem uniți, noi trebuie să rămânem solidari și să continuăm lupta noastră. Nu putem admite ca în parlamentarele din această toamnă să fim furați la fel cum am fost furați acum. Va trebui să luăm măsurile de rigoare pentru a-l opri și o să-l oprim. Pe parcursul zilei de astăzi vă rog să ne urmăriți. Vom decide care sunt pașii următori. Ceea ce a fost în această dimineață s-aude și în România, acum am fost sunat de acolo, vreau să le transmit tuturor care se preocupă în ce limbă se vorbește și se scandează aici. Eu sunt român, dar asta nu mă împiedică să am un vecin de altă naționalitate. Să-l îndemnăm special vecin să lupte alături de noi împotriva sărăciei, a mizeriei, a corupției, a nedreptății. Să nu încerce nimeni, dar nimeni, de nicăieri, să ne dezbine. De nicăieri. Avem nevoie de unitate aici acasă, de unitate împotriva nedreptății. Unitate! 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 Plăcotniuc a știut prin cele 90% din media din Republica Moldova să mintă o lume întreagă, să mintă Bucureștiul, să mintă Bruxelul, să mintă Washingtonul, să mintă Berlinul, să mintă pe toți că aici se bat rușii cu românii, aici se bate demnitatea cu oligarhia criminală. Asta trebuie să înțeleagă toată lumea și să fie alături de adevăr, să fie alături de oamenii care își vor o viață omenească la ei acasă. Să nu-i mai împartă în ei și noi, în ai lor și ai noștri. Pe noi, pe toți ne fură în mod egal. Când plătim facturile, nu ne întreabă pe nimeni de ce riți suntem, din nou sau vechi, că suntem catolici, ortodoxi sau altceva. Nu ne întreabă ce limbă vorbim. Ne mulc pe toți. Unitatea, unitatea și solidaritatea noastră este chezășia succesului. Să nu ne mai dezbinăm. Fac acest apel și asta trebuie să fie crezul nostru a tuturor. Pământul ăsta ajunge pentru toți. Pentru toți absolut. Și pentru o bună pușcărie care va trebui făcută să ne facem toate condițiile și să-i asigurăm că vor avea cele mai bune condiții în pușcărie. Până atunci însă vă îndemn să ne urmăriți, să urmăriți rețele de socializare, să urmăriți presa. Noi vom fi cât se poate de transparenți, cât se poate de aproape de dumneavoastră și să nu ezităm să ieșim în stradă. Vom ieși de fiecare dată când va fi nevoie și fac apel către chișinăuieni. N-așteptați să iasă țara. Oamenii sunt departe, oamenii sunt la munci de câmp. Să ieșim noi. Să ieșim noi pentru că de aici, din capitală, se începe instaurarea dictaturii feroce. Să nu admitem așa ceva. Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura!
Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Jos dictatura! Dragi prieteni, aici se încheie primul eveniment al noii noastre veți, dacă vreți, viața de rezistență, prima zi de rezistență, rezistență împotriva dictaturii, împotriva dictatorului Plahotniuc. Cel mai important lucru pe care trebuie să reținem este să credem în noi, să credem în puterea noastră. Noi suntem cei mulți, puternici și adevărul este de partea noastră. Ei nu mai pot minți pe nimeni. Nu au după ce să se mai ascundă. Regimul lor dictatorial a fost botezat aseară. Toată lumea a văzut cine sunt ei. Nimeni nu poate să ne mai dezbine și nu va avea nicio reușită. Acum important este ca noi să nu lăsăm mâinile jos, să știm că suntem puternici și să avem încredere în noi. Suntem mulți, o să lucrăm peste tot în țară, așa cum am promis, în curând o să revenim cu mai multe detalii, o să le comunicăm zi de zi, nu o să le comunicăm toate planurile deodată să se pregătească ei, pentru că cu niște șmecheri trebuie să fim atenți, trebuie să fim vigilenți și să le spunem doar atât cât trebuie ei să știe. Noi o să revenim în fiecare sector din Chișinău, în fiecare raion, dacă vreți, în fiecare sat și o să ieșim la acțiuni comune împreună. Doar așa, cu o mare contribuție a chișinăuienilor, dragi chișinăuieni, ați ieșit într-un număr mare la vot și acum și altă dată. Sunteți foarte importanți. Înțelegeți care este importanța democrației. E nevoie de mai mare implicare din partea chișinăuienilor. Și împreună cu oamenii de localități care au demonstrat patriotism, responsabilitate și implicare de-a lungul anilor și care au venit aici. Acum o să venim și noi la dumneavoastră și peste tot în țară o să facem front comun pentru a ne opune acestui regim. Ne revedem în curând, vă mulțumim frumos, mergeți acasă, vă odihniți, prindeți la puteri, mâncați, pentru că avem o luptă importantă înainte, o luptă hotărătoare și noi o să o câștigăm. Victorie! 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 Prieteni, comunicați cu oamenii noștri din diasporă, cu prietenii, cu frații dumneavoastră din diasporă. Să știți că în România se organizează în curând un mare protest al diasporei și au declarat intenția de a veni acasă peste 1 milion de oameni special pentru asta. Așa ar trebui să procedăm și noi. Vom comunica cu frații noștri din diasporă și vom decide cu privire la acțiunile noastre comune deja nu în 25 de țări sau orașe ale lumii, dar de ce nu cu toții aici acasă. Urmăriți-ne și vom cunoaște din oră în oră sau din ore în ore care sunt acțiunile noastre ulterioare. Vă mulțumesc foarte mult și zic, noi nu cedăm! 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 Noi nu cedăm!
Noi nu cedem! Dragi prieteni, vă mulțumim încă o dată. Încercăm să vă rog foarte mult să eliberăm carosabilul, să poată circula transportul. Mobilizare, unitate, determinare. Iată ce trebuie să ne caracterizeze în următoarele zile. Mobilizare, determinare, unitate. Vă mulțumim! Dar veniți cu mine. Veniți să vă arăt eu ce sunt cu aici. Iată, a venit o televiziune a lui Placotniu, care provoacă oameni. Această televiziune provoacă oameni. Uitați-vă ce fac ei. Praimul, praimul. Uitați, dumneavoastră sunteți, toată presa este aici, da? Uitați-vă ce face praimul. Bineînțeles, îi provoace oameni. Iată, ăștia sunt cei care provoacă oameni. Cum se trăiește în țara asta? În loc să reflecte situația așa cum este ea, ca și voi toți, uitați-vă de ce se ocupă acești oameni. Este cineva de la holding aici? Este cineva de la holding aici? Nu este nimic. Deci holdingul lui Placotniuc vine la protestele noastre doar pentru a provoca oamenii. Cum Dumnezeu? Cum se poate? Inga. Să liberăm strada. Deci, toată lumea ca lumea. Vă trebuie Trebuie uneori să intervii. Da, domnul Sase, da, haideți, pentru că cei la televiziune... Da, este foarte important să se cunoască că toate televiziunile normale vin aici să se intereseze cum stau lucrurile. Prime-ul, Canal 2, Canal 3. Canalele lui Placotniuc vin să provoace oameni. Este un lucru pe care trebuie să-l cunoască opinia publică națională și internațională, să-l cunoască ambasadorii, să-l cunoască toată lumea. Întrebați. Domnule Mustafa, ați spuneați mai devreme că o să dezvăluiți tot programul dumneavoastră ce urmează, dar prealabil, ce o să fie în continuare? Care este planul de acțiune mai departe? Și de mai departe să înțelegeți. Dumneavoastră, când spuneți așa, de fapt, ne-ați dat niște indicații și nu ne-ați dat niște indicații, ca să fie clar. Domnișoară, am spus și cred că a fost pe înțelesul tuturor, cel puțin oamenii au înțeles. Pe parcursul zilei de astăzi vom veni cu comunicate cum vom proceda în continuare. Ieri am declarat în fața Curții Supreme de Justiție că vom crea un comitet al rezistenței. Un comitet al rezistenței creat din toată lumea bună din această țară. Fie că fac parte din partidele politice emergente, fie că fac parte din
forțele civice din această țară, din societatea civilă, fie că sunt exponenți ai unor partide politice pro-europene, anti-oligarhice, democratice. Asta vom face și vom veni în fața presei, fie cu o conferință de presă, fie cu un live, astfel încât să ajungem la cunoștința opiniei publice naționale și internaționale, care sunt acțiunile noastre de viitor. Cert este că vom rezista împotriva acestei dictaturi a unui proxenet penal și politic. Să nu vă fie frică să titrați un proxenet penal în perioada anilor 90 și politic în ultima perioadă de timp. Domnul Sastru, până la urmă, în fiecare zi veți organiza proteste sau în cum urmează? La capitolul proteste, în fiecare zi veți organiza proteste sau cum urmează anume la capitolul? Deciziile se vor lua în comun și va fi mai multă claritate pentru toată lumea în momentul în care vom consulta și societatea civilă, și diaspora noastră, și tot ce înseamnă expertiză, tot ce înseamnă oameni care au competențe în a organiza asemenea lucruri. Noi trebuie să demonstrăm în momentul de față unitate. Я обращаюсь и на русском, я обращаюсь ко всем жителям Республики Молдова. Слишком много времени мы оставляли их и нас разделяли на своих и чужих, на русских и нерусских, на румын и нерумын. Нас разделяли по всем критериям. Нас разделяли по религии, по языку общения. Нас разделяли, кому нравится чай, кому нравится кофе. Пора уже быть вместе, пора уже объединить усилия против общего зла, против коррупции, против этого ничтожества Плохотнюка, против его партнера по бизнесу, по политическому бизнесу, и не только по политическому бизнесу, Дадону, против этого Шора, который, через которого украли миллиард. Так что, когда мы едины, мы непобедимы. И, пожалуйста, оставляйте то, что нас разделяет, в сторонку. Давайте мы объединимся вокруг общей идеи освобождения нашего государства, нашей столицы из-под диктатуры. Браво! 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 Конференция пресса, ну и нет. Единство! Единство! Da, am văzut la miezul nopții. Cea mai bună reacție este a societății noastre. Iată, pentru mine, ca și cetățean al Republicii Moldova, ca și locuitor al Chișinăului, ca și un om care am obținut încrederea oamenilor, cel mai important este reacția oamenilor noștri. Dar mai sună cineva, nu știu, partea de dezvoltare, din străinătate. Am preferat astăzi să fiu în contact cu oamenii noștri de aici. Voi verifica telefoanele, voi verifica poșta electronică, voi comunica cu partenerii noștri de dezvoltare, cu ambasadorii, pentru că s-a atentat la ceea ce este mai sfânt într-o lume civilizată, democrația. Democrația în Republica Moldova a fost strangulată ieri printr-o decizie judecătorească, prin decizia Curții Supreme de Justiție, emisă de niște criminali. Ion Druță. Ion Druță este un criminal. Un criminal care trebuia să stea la pușcărie pentru că a băgat mâna în visteria statului. A băgat mâna în bugetul public. Și eu l-am oprit. Atunci când el își dorea ca din bugetul statului să plece 5 milioane de lei, l-am oprit, i-am dat peste labi și l-am trimis la procuratură. Doar că procuratura a ales să lase basma curată. De ce? Pentru a-l face vulnerabil în fața proxenetului penal și politic Plahotniuc, pentru a executa comenzile politice. Asemenea comenzi sunt executate la Curtea Supremă de Justiție zilnic. Republica Moldova pierde milioane, sute de milioane prin hotărâri judecătorești criminale. Oameni buni, e timpul să deschidem ochii, să înțelegem cine ne conduce, cine ne judecă în această țară. În această țară au ajuns să ne conducă și să ne judece niște lepădături,
niște lepădături care în mod normal n-ar trebui să stea la conducerea statului și la conducerea justiției. Vă mulțumesc și rămâneți aproape și filmați și pe cei care vin aici să provoace. Filmați, că este important să aveți ce da la televizor. Mulțumesc! Urmăriți Facebook-ul, urmăriți Sadmaclasnicii, urmăriți televizorul, vom ieși la conferință de presă și vom anunța exact ora și locul în care vom continua protestele noastre. Doamne ajută! Și la jurnal, prin jurnal vom... Doamne ajută! Mulțumesc! Bravo! 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 Nu, 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 nu,
Thank you.
И Thank you.
Nu știu, bă, ierpa mă. Nu uitați să dați like, să lăsați un comentariu și să distribuiți acest material video pe alte rețele sociale.
Я хочу сказать, что я не могу 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 сказать,
Thank you.
pregătiți, doamnă la șifră. Fac acolo. Ca să știți și pregătiți tot ce știți. Slide, da?